Am să vă prezint niște informații de ultimă oră care pun în acord cercetări foarte recente din domeniul fizicii din ultimii ani cu terapii complementare și nu numai, ci și cu înțelegerea unor mecanisme de funcționare celulară. Deja medicina este într-un mare impas, medicina clasică, pentru că este o foarte mare distanță între informațiile pe care ni le furnizează ultimele cercetări din fizică și din biologie și ceea ce vorbim noi și ceea ce prezentăm studenților. Deci, discutând despre memoria apei, depășim cu mult domeniul pseudoștiinței, veți vedea unde s-a ajuns. Voi trece foarte repede peste informațiile pe care probabil le știți. Datorită dipolului, datorită polarizării moleculare în molecula de apă, cu polul pozitiv reprezentat de hidrogen și cel negativ al oxigenului, molecula de apă reușește să se lege pentru perioade foarte scurte de timp de tot ceea ce întâlnește într-o celulă și în mediul extracelular. Deci se formează niște agregate. Surpriza foarte mare este că moleculele de apă se leagă și între ele și nu numai că se leagă întâmplător, dar reușesc să formeze structuri ordonate, structuri cu forme geometrice, ordonate, asemănătoare și chiar suprapuse solidelor platonice, acest lucru fiind dovedit fără niciun fel de drept de apel la ora actuală. Iată, în această imagine aveți în centru cu verde un atom. Este un atom de sodiu în jurul căruia se leagă la un perfect de 90 de grade 4 molecule de apă, oricâți atom de sodiu din natură am avea și oricâtă apă am pune în jur, întotdeauna se vor forma unghiuri perfecte dictate de niște energii ale reacțiilor chimice. Acest strat perfect ordonat de molecule de apă este stratul intern, este o apă structurată, o apă ordonată. La periferie, moleculele de apă care se așează păstrează ceva din ordinea centrală, dar nu sunt în totalitate ordonate, este stratul cibotactic, iar la periferie sunt molecule de apă în mișcare browniană. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că pentru un timp de 10, aproximativ 10 la minus 9 secunde, întotdeauna apa din celulele noastre structurează în acest fel în jurul diferitelor componente, care pot să fie metale, pot să fie proteine, poate fi ADN, poate fi ARN, alcool, lipide, orice. Iată, aveți în imaginea următoare un fel absolut spectaculos de așezare a moleculelor de apă. Este vorba de acest șirac de mărgeluțe verzi. Aici sunt moleculele de apă care se așează în formă dublu helicoidală, asemănătoare structurii ADN-ului, asemănătoare moleculei de ADN. Această așezare este dictată de materialul în care a intrat apa. Este vorba de niște structuri nanotubulare de carbon. Mergem mai departe. O imagine mai apropiată, o nanostructură de carbon. Poate vă întrebați ce este asta. Sunt atomi de carbon dispuși în formă perfectă, hexagonală, cu niște, fiecare atom așezat în capul, în unghiul unui astfel de hexagon. Este o structură surprinzătoare descoperită și fabricată în tehnologiile actuale, pentru că o astfel de structură nanotubulară, oricât s-ar rupe, are proprietatea de a se autoregenera pe același model. Ei, iată, intrând într-o astfel de structură nanotubulară de carbon, apei îi se dictează un anumit fel de aranjament. Aveți în imaginea de mai jos o altă
modalitate de structurare a apei, mărgeluțele albastre, mărgeluțele turcoaz de aici din mijloc, așezate vis-a-vis de două molecule de hemoglobină. Vă rog să vă imaginați că această structurare, această orientare a apei înseamnă de fapt un schimb informațional. Moleculele de apă preiau informație și transmit informație tuturor structurilor cu care formează astfel de legături. Veți spune ce e aia informație, este un termen flu. Molecula de apă, așa cum face orice structură, orice moleculă din lumea organică sau din lumea anorganică, emite un câmp. Emite un câmp electromagnetic măsurat, iar descoperirile de fizică din anii 80-90 au dovedit că oricărui câmp electromagnetic îi se asociază întotdeauna un câmp informațional. Acest câmp informațional se numește câmp de torsiune, deci nu putem vorbi despre emisie electromagnetică fără să înțelegem câmp de torsiune, informație, iar cea mai la îndemână emisie electromagnetică este lumina. Și o să înțelegeți de ce spun acest lucru. Revenind la ceea ce am prezentat până acum, vă rog să înțelegeți că în fiecare clipă, în celulele și în afara celulelor noastre, există trei tipuri de apă, trei tipuri de aranjări de molecule de apă, o apă structurată, cea care se așează întotdeauna respectând o anumită geometrie, o anumită armonie și axă de simetrie în jurul diferitelor structuri, o apă care se asociază, moleculele se asociază între ele, fără să fie structurate pe alte tipuri de molecule, și o apă aflată în mișcare browniană. Ceea ce este foarte surprinzător este că majoritatea moleculelor de apă se structurează, se fixează pe diverse structuri din celulele noastre. Bineînțeles, cu un schimb permanent între cele trei forme. Acum să trecem la tema de astăzi, la memoria apei. Este un termen care a fost introdus în anii 80, probabil sunteți familiarizați sau cel puțin ați auzit despre experimentul Benveniste. Este un celebru imunolog francez care a murit de inimă rea după ce a prezentat în fața Academiei franceze experimentul său, un experiment care la momentul anilor 80, publicat inițial în Nature, a fost ulterior retras din toate revistele oficiale de știință de la momentul respectiv. Ce a făcut Benveniste, foarte pe scurt? A obținut ser de la indivizi alergici. În serul indivizilor alergici, bineînțeles că există imunoglobuline E, anticorpi răspunzători de reacțiile alergice. Acest ser a fost diluat foarte mult până când s-a ajuns la diluții homeopate. Diluțiile homeopate respective au fost mărite, s-a ajuns la diluții uriașe, 1 la 1000, 1 la 10.000, 1 la 100.000 și uimirea lui Benveniste și a echipei sale a fost următoarea. În momentul în care diluțiile foarte înalte de ser cu imunoglobuline inexistente, vă imaginați că într-o diluție de 1 la 100 nu mai există nici urma urmei de imunoglobulină E, aceste diluții puse în contact cu mastocite și bazofile umane, celulele care întotdeauna degranulează histamină, deci diluțiile înalte de la pacienții alergici, au indus degranulări zgomotoase ale mastocitelor și bazofilelor, mult mai puternice decât dacă s-ar fi trimis direct imunoglobulinele E în structura materială clasică. Acest lucru l-a făcut pe Benveniste să afirme că se întâmplă ceva în apă, se întâmplă ceva cu moleculele de apă pentru că ele cumva preiau
informația imunoglobulinelor și sunt suficient de informate aceste molecule de apă încât ele însele să genereze degranulările de mastocite și bazofile. Asta s-a întâmplat în anii 80. Benveniste a fost trecut la colțul negru al istoriei științei. V-am spus, a și murit, nu este niciun fel de exagerare de inimă rea. Au trecut niște ani și iată că în 2008 un alt francez, Luc Montagnier, a primit premiul Nobel pentru descoperirea și teoretizarea virusului HIV. Cu această mare distinție, supremă distinție, Montagnier a putut apoi să prezinte lumii științifice niște experimente care au bulversat tot ce se putea din informația clasică. Am să vă prezint foarte pe scurt acest experiment, vă rog să mă urmăriți, este foarte frumos și foarte interesant. Montagnier, studiind virusul HIV, a văzut că acest virus nu acționează de unul singur, ci are și el afinitățile lui, lucru dovedit la ora actuală, pentru că noi nu mai putem vorbi la acest moment de infecții date de un singur germen. Există filme bacteriene, există asocieri de microbi, virusuri și paraziți, fiecare cu formând niște structuri care în microscopie electronică seamănă foarte mult cu structura din satelit a unui mare oraș. Deci sunt niște structuri microbiene organizate perfect. Și Montagnier a înțeles acest lucru și a văzut că un prieten de nădejde al virusului HIV este o bacterie numită Mycoplasma pyrum. Această micoplasmă, având aceeași lăcomie, aceeași afinitate pentru a ataca limfocitele umane, ca și virusul HIV, și Montagnier a început să se joace cu experimentele și s-a jucat timp de 10 ani, din 2001 până în 2011, când a prezentat rezultatele acestui experiment bulversant. Au făcut diverse măsurători și au văzut că din culturile microbiene și din culturile limfocitare infectate, limfocite infectate cu virus HIV și cu Mycoplasma pyrum, s-au emis, fără niciun dubiu, s-au înregistrat emisii electromagnetice de ultrajoasă frecvență între 500 și 3000 de herți. Lucrurile au fost surprinzătoare. Au început să dilueze lichidul de cultură din aceste culturi și la diluții foarte înalte, de 10 la minus 6, 10 la minus 8, s-au înregistrat aceleași emisii electromagnetice de ultrajoasă frecvență, între 500 și 3000 de herți, exact cum emitau culturile direct. A întins experimentul și a văzut că fragmente de ADN microbian, s-au făcut experimentele pe Mycoplasma pyrum, anumite fragmente de ADN microbian emitau tot între 500 și 3000 de herți. Și mai mult decât atât, au fost obținute probe biopsice de la pacienți cu infecții, cu virusuri hepatitice, cu borelia, pacienți cu scleroză multiplă, pacienți cu boală Parkinson și s-a văzut că din preparatele biopsice sau anatomopatologice proaspete s-au emis aceleași ultrajoase frecvențe, între 500 și 3000 de herți, ceea ce l-a făcut și pe toată echipa, pe bună dreptate, să afirme că în aceste patologii, cărora noi nu le atribuim o altă cauză decât o degenerare, sunt implicate astfel de infecții. Experimentul a culminat cu ceea ce vă prezint acum. Au fost folosite două eprubete.
o eprubetă cu diluție din lichidul de cultură de micoplasma, o diluție 10 la minus 6, deci nici urmă de micoplasma nu era acolo, ci doar apă. Bine, dacă o să mă înscriu în 5 minute. Această eprubetă a fost așezată într-un recipient constituit dintr-un material care conduce foarte bine câmpul electromagnetic și în vecinătatea primei eprubete cu lichid de cultură s-a așezat o a doua eprubetă cu apă pură. Au fost introduse într-un solenoid, într-o bobină, care a emis radiație Hartmann la 7,83 de herți și tot ansamblul a fost incubat timp de 16-18 ore la temperatura camerei și stupoare. După 18 ore, în eprubeta cu apă pură, din eprubeta cu apă pură, au început să se emite frecvențe între 500 și 3000 de herți. Au luat această eprubetă cu apă pură, au introdus aminoacizi, au introdus primeri, au introdus enzime, au pus totul la thermocycler la 37 de grade și după ceva timp, în eprubeta cu apă pură, s-a constituit un ADN 98% identic cu un fragment de micoplasmă. Iată deci cum prin apă s-a transmis o informație care a putut ulterior să se materializeze. Sunt foarte multe implicații, nu pot să parcurg în 5 minute. Există vreo boală infecțioasă care se șterge vreodată ca memorie din corp? Cum tratăm în aceste condiții? Și studiile au continuat pentru că acum, în acești ani, noi dispunem și de explicațiile experimentale pentru memoria apei. S-a dovedit că în apă, din loc în loc, în apa din orice celulă, din sânge, din spațiile interstițiale, în apă se constituie niște domenii de coerență, niște zone relativ circulare, cu dimensiuni între 75 și 100 de nanometri, în care sunt sechestrate undele electromagnetice care conțin informație torsională. Deci, din loc în loc, într-o apă care se mișcă brownian, există astfel de sechestre cu dimensiuni între, iată-le, între 75 și 100 de nanometri, care au niște particularități uimitoare. Apa, moleculele de apă se comportă cuantic coerent. Toate moleculele de apă, adică, vibrează în același timp, în același sens. Este o vibrație la unison și aceasta este, de fapt, acesta este suportul de transmitere a informației. Există explicații, nu pot să vorbesc despre vidul fizic, nu pot să spun într-un minut cum interacționează moleculele de apă cu un câmp universal numit câmpul punctului zero. Lucrurile sunt dovedite, doar trebuie să vedeți că există ecuații care dovedesc această interacțiune. În fiecare clipă, noi suntem supuși unei permanente informatizări a moleculelor de apă. Și vă rog să rețineți, este dovedit din anii 2009 încoace, este dovedit că apa din celulele noastre formează câte patru straturi coerente, patru straturi de apă structurată în jurul fiecărei alte molecule. Ce rol au aceste structurări, aceste straturi? Păi apa nu face altceva decât să genereze electroni pentru moleculele respective. Prin această generare de electroni, moleculele, oricare ar fi ele, sodiu, potasiu, aminoacidul X sau Y, sunt excitate, primesc energia electronului, trecând într-o stare înaltă de excitație.
aceste molecule intră în reacții biochimice și iată că la ora actuală avem deja substratul informațional, substratul teoretic al legilor care dictează reacțiile biochimice din fiecare celulă. Ce să mai spunem? Vreau doar să vă arăt. La ora actuală este dovedit că doar 2% din ADN-ul nostru se citește ca informație pentru sinteză de proteine, deci numai 2% sunt studii de 2013-2014, restul de 97-98% este așa numitul junk ADN, ADN-ul numit inițial de oamenii de știință gunoier, de gunoi. Iată că acum acest ADN capătă o nouă valență, este o rezervă adaptativă, este un ADN care emite permanent biofotoni, este un ADN care emite permanent lumină biologică, sunt studii, sunt imagini, nu sunt cuvinte spuse la întâmplare și s-a dovedit că, de fapt, în această emisie de fluxuri fotonice, cristalele de apă, apa structurată hexagonal sau în altă formă, exercită efect ordonator, efect de coerentizare a acestor câmpuri fotonice emise de ADN. Ar mai fi de vorbit despre experimentul ADN-ului fantomă, dar n-avem timp. Spuneți. Da, e interesant. Păi, am distrus o lucrare, da. Vă spun, e pentru dumneavoastră, cred că este un experiment efectuat de ruși și de ucrainieni. Este iarăși un experiment bulversant. Un fragment de ADN a fost așezat pe un suport într-o incintă vidată. Este vorba de vidul pe care îl putem noi obține la ora actuală, care nu e în realitate un vid adevărat, și asupra acestui fragment de ADN a fost concentrat un fascicul laser. Fascicul laser însemnând lumină ordonată, lumină polarizată, cu fotoni în simfază, fotoni care oscilează în același timp, în același sens. Acest fascicul laser, direcționat asupra moleculei de ADN, a creat ulterior, prin reflexie, o figură de interferență, o hologramă a moleculei de ADN care a fost developată după ce s-a scos molecula de ADN din spațiul respectiv și s-a refocalizat fascicul laser pe locul unde fusese molecula de ADN timp de 2-3 luni. Fascicul laser a ocolit locul, spațiul exact măsurat pe care fusese așezată molecula de ADN. Deci există o memorie a spațiului, este un câmp de torsiune, un câmp informațional pe care l-a emis molecula de ADN. Aceștia sunt termenii cu care se operează în fizica modernă. Acest câmp informațional a interacționat cu câmpul, vidul spațiului respectiv și a rămas acolo o umbră, o fantomă de ADN pe care fasciculul laser a știut să o ocolească timp de 2-3 luni. Vreau să vă arăt un filmuleț ca să vedeți cum moleculele noastre de apă primesc informație în toate felurile și să vedeți cum apa poate să fie modulată nu neapărat prin substanță chimică introdusă, și așa se poate, că ați văzut că se structurează, ci prin transmitere de câmpuri. Înainte de aceasta, pentru jumătate de minut, vreau să vă mai spun doar atât ca să înțelegeți încă puțin mai mult din paradigmele actuale. În 2012, Hornberger și echipa lui au publicat într-o revistă prestigioasă de fizică rezultatele unui experiment fabulos care dovedește că orice moleculă
sub 7 kilodaltoni din organismele vii, nu se mai comportă material, ci se comportă ca un pachet de unde. Deci, sub 7 kilodaltoni, vorbim despre unde în celulele noastre și o să ziceți da și cei cu asta, da, dar sub 7 kilodaltoni înseamnă tot, mai puțin proteine și ADN. Dacă doriți, separat o să vă arăt, vă spun și cum s-a efectuat experimentul. Vreau acum să vă prezint și filmulețul. Vă rog să-l urmăriți. O sursă de apă, un generator de câmp și haideți să vedeți ce face apa. A început să curgă, iată-o cum curge, apoi la 24 de Hz generatorul emite și iată ce face apa. Se comportă exact ca și unda pe care o primește. Se schimbă caracteristicile de undă, se modulează frecvența și iată ce face apa. E un experiment făcut într-o curte. Imaginați-vă care sunt influențele electromagnetice de toate tipurile pe care le suportă moleculele de apă din corpul nostru. Și în timp ce vedeți ultimele secunde din filmuleț, vreau să vă spun că apa se structurează perfect hexagonal în jurul ADN-ului celulelor sănătoase, pe când în celulele maligne, apa care se așează în jurul ADN-ului cu mutații, cu informație perturbată, nu formează structuri simetrice. Vă mulțumesc! O lucrare foarte interesantă, mai ales că demitizează foarte multe lucruri, da? Deci, dintr-o dată, doamna doctor, foarte științific susține că... Sunt foarte multe... Cuvântul... Întâi a fost cuvântul, întâi a fost vibrația și... Și că toată teoria pe care se bazează așa zisa știință modernă poate fi la un moment dat greșită. Nu e greșită, trebuie reinterpretată. Punctul de pornire este greșit. Asta este și este o schimbare majoră de paradigmă și noi trebuie să ne actualizăm, să ne din mers, pentru că altfel e un hiatus uriaș între ce spune fizica și ce mai spunem noi și ce învățăm studenții pe la facultățile de medicină. Eram foarte interesat să aflăm dacă există și o aplicație directă în vedere diagnostic sau dacă există studii, ne înțelegem că există pași inițiale acum și dacă există aplicații din punct de vedere terapeutic. O să vă spun de ce a intrat Montanier în disgrație după experiment, pentru că el a reușit și sunt filmulețe care atestă lucrul ăsta și deja au intrat un pic și pe piață, au reușit să înregistreze câmpul electromagnetic al tuturor medicamentelor din farmacopeia țărilor și vă dați seama ce înseamnă asta, e greu până când înregistrezi câmpul și până când stabilești care este patologia pacientului și ce medicament are nevoie. Și dacă în loc de chimic aplici un CD cu emisia, vă dați seama ce se întâmplă cu fabricile respective. Și sunt foarte multe aplicații, foarte multe aplicații. Înțelegem scleroza multiplă, este patologie infecțioasă la bază și noi tratăm scleroza multiplă cu imunomodulatoare. Parkinson, Alzheimer, toate au emis, toate probele anatomopatologice au emis unde de ultrajoasă frecvență. Păi ce facem? Cum tratăm?
Că se pare că și așezarea epigenetică este condiționată absolut genetic și de aici diagnosticul unei patologii care încă nu s-a organizat, care nu s-a organizat încă prin analiza fenotipului, genotipului. Da? Deci e foarte... Sigur că da, se vorbește despre o ADN ca de o antenă de emisie-recepție. ADN-ul înregistrează permanent diverse câmpuri de torsiune. Ceea ce transcrie el, de fapt, este nu numai ceea ce vine de la membrana celulară ca și material, ci și toată informația cealaltă pe care o primește celula. Asta, așa se bazează și știința asta modernă, nutrigenetică, care este foarte în vogă în acest moment, de capacitatea noastră de a modifica anumite părți ale codului genetic care se credeau absolut de neschimbat până la moarte, decât de la o generație la alta se puteau face modificări, se pot practic modifica în favoarea pacientului în timpul vieții. Să vă dau un argument pentru aceasta. Rușii au făcut studii și au dovedit că domeniul de vibrație al ADN-ului, al moleculelor de ADN, este în zona gigaherților și culmea și miezul cristalin al pământului emite tot în gigaherți, la fel ca și mediul plasma din soare, care emite tot în gigaherți. Mai mult decât atât, au luat boabe de grâu de la Cernobâl, care aveau mutații teribile după explozia de la Cernobâl, și au început să trimită diverse câmpuri asupra lor și s-a văzut că la anumite frecvențe în zona radio aplicate, healing frequencies, care sunt acum foarte la modă, boabele de grâu începeau să-și refacă ADN-ul. Da. Profesor, aveți o întrebare. Acum că apreciere, în urma bombardamentului din Siria s-a găsit o cisternă cu adiazmă care este de 500 de ani. Chiar a salvat viața celor care nu aveau să bea de acolo. Apa era perfect pură. Adiazma este o apă structurată de cea mai înaltă calitate. La mănăstirea sunt atât la... Este o apă structurată de cea mai înaltă calitate. Gândiți-vă că acolo vine câmpul torsional al informației invocate a lui Hristos, plus un ordonator de câmp care este argintul din crucea respectivă, dacă este de argint, plus un ordonator de câmp care este, așa cum ați auzit deja, busuioc. Da. Să știți că în acea vreme se folosea o cruci din lemn. Este efectul de formă al crucii respective, efectul de formă. Pe vremea aia portierul era din lemn, preoții de lemn. Cred că la masă, după asta, putem să mai reluăm discuția, că așa poate să fie o teză de doctorat. E foarte interesantă lucrarea și sunt într-o poziție ingrată să opresc această discuție. Dar chiar mai sunt câteva lucrări. Dați-mi, mă iertați un pic, domnul doctor, vă rog să-mi dați și mie voie să intervin doar câteva secunde, domnul profesor. Aș vrea să-i mulțumesc în mod deosebit doamnei doctor pentru prezența de astăzi și pentru informațiile pe care ni le-a adus și vi le-a adus. Mult mai puține decât mi-aș fi dorit, mă iertați. Mult mai puține decât și-ar fi dorit și decât ar fi putut să ne prezinte. Să le spune la noi la Nașul TV, așa că lumea să se uite la Nașul TV. Da, și la Nașul și această variantă. La Nașul ce pot să spun? Și mai puțin decât și aici. Și mai mult, da, normal. Există și această variantă. Eu sunt martorul acumulărilor acestor informații, ca să spun așa, pentru că în fiecare an sunt cursantul și mai nou și lector alături de doamna doctor Gheorghiu și domnul profesor Trandafir în cadrul cursurilor de medicină cuantică. Mâine chiar se încheie această serie de primăvară, să spunem, de cursuri de medicină cuantică. Va mai fi o serie în septembrie-octombrie. Dar nu face. Nu. Doar spunem că se dezvoltă acest domeniu. N-am mers mai departe și... Eu am vrut doar să vă stârnesc curiozitatea. Exact. Trebuie să citim, trebuie să ridicăm nivelul. Nu se poate. Trebuie să ridicăm nivelul. Este prea puțin față de ceea ce se cunoaște la ora actuală. Suntem foarte tare în urmă și trebuie să începem din mers. Exact. Și chiar dacă se fac pași mărunți, cred că sunt în asentimentul dumneavoastră când spun că astfel de oameni pot face pași mai mari. Așa că vă rog să o aplaudăm pe doamna doctor și să o invităm și dați vățile următoare.